Pe 2 februarie 1871, Roma devenea capitala Italiei. Orașul etern a fost întemeiat, conform legendei, de gemenii Romulus și Remus pe 21 aprilie 753 înainte de Hristos. Și dovezile arheologice sprijină teoria conform căreia Roma s-a dezvoltat pornind de la așezări pastorale pe dealul Palatin, construite în zona viitorului Forum Roman și care au stat la baza noului oraș în secolul al VIII-lea înainte de Hristos. Orașul avea să devină capitala regatului roman, a Republicii Romane și în final a Imperiului Roman. Aceste succese au depins de cuceririle militare, de dominație economică, precum și de asimilarea selectivă a civilizațiilor învecinate, în mod notabil etruscii și vechii greci. În anul 64, în timpul domniei lui Nero, o mare parte a orașului a fost mistuită de incendiu, pentru ca apoi să fie reconstruit în timpul împăraților Traian, Adrian și Caracalla. De la fondarea Romei în 753 înainte de Hristos, orașul a rămas neînfrânt din punct de vedere militar, deși a pierdut câteva bătălii până în 386 înainte de Hristos, când Roma a fost ocupată de celți și apoi recuperată de romani în același an. Conform legendei, Galii s-au oferit să returneze Roma populației sale în schimbul a 500 de kilograme de aur, dar romanii au refuzat, preferând să-și recapete orașul luptând. Timp de aproape 1000 de ani, Roma a fost cel mai mare, mai bogat și mai important din punct de vedere politic, oraș al lumii occidentale și a rămas astfel și când a început declinul Imperiului și împărțirea sa în două, chiar dacă până la urmă și-a pierdut statutul de capitală în detrimentul orașului Milano și apoi a Ravenei și a fost depășită ca prestigiu de capitala Imperiului Roman de răsărit, Constantinopol. În timpul domniei Constantin I, episcopul de Roma a căpătat atât importanță religioasă cât și politică, până la urmă ajungând să fie recunoscut drept papă și stabilind Roma ca centru al Bisericii Catolice. În urma prădării Romei în 410 de către Alaric și căderii Imperiului Roman de apus în 476 după Hristos, Roma a alternat între Imperiul Bizantin și jafurile barbarilor germanici. Populația ei a scăzut până la ajunge la 20.000 de oameni în timpul evului mediu timp, reducând orașul cândva înfloritor la grupuri de clădiri locuite, dispersate de-a lungul unor arii extinse de ruine și vegetație. Roma a făcut în mod nominal parte din Imperiul Bizantin până în 751 după Hristos. În 756, Pepin cel Scurt i-a oferit papei jurisdicția asupra Romei și zonelor limitrofe, creând astfel statele papale. Roma a rămas capitala statelor papale până la anexarea sa de către regatul Italiei în 1870. Orașul a devenit o destinație a pelerinilor în timpul evului mediu și focar de dispute între papalitate și Sfântul Imperiu Roman, începând cu domnia lui Carol cel Mare, care a fost primul împărat încoronat de papă la Roma de Crăciun în anul 800. În afară de perioade scurte ca oraș liber în evul mediu, Roma și-a menținut statutul de capitală papală și oraș sfânt timp de secole, chiar și când papii au fost mutați la Avignon între 1309-1337. Deși nu avea putere politică, precum a dovedit o brutală prădare a Romei în 1527, orașul a înflorit ca centru cultural și artistic în timpul Renașterii și Barocului, sub patronajul curții papale. Populația a crescut din nou, ajungând la 100.000 în secolul al XVII-lea, dar Roma avea să rămână în urma altor capitale europene în secolele ce au urmat, fiind antrenată în procesul contrareformei, prinsă în tumultul naționalist din secolul al XIX-lea, câștigându-și și pierzându-și de două ori pentru scurt timp independența, Roma a devenit speranța principală a unificării italiene, susținută de regatul Italiei condus de regele Victor Emanuel al II-lea. După ce protectoratul francez a fost eliminat în 1870, trupele regale au năvălit în oraș și Roma a fost declarată capitala Italiei unificate pe 2 februarie 1871.